Începând de luna aceasta, se majorează punctul de pensie pentru toate pensiile din România. Acestea cresc de la o valoare a punctului de pensie de 1785 de lei la 2032 de lei, ceea ce reprezintă indexarea cu rata inflației de 13,8%. Legea pensiilor votată la finalul anului 2023 în Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis va intra în vigoare complet la 1 septembrie 2024. Potrivit legii 360/2023 și ordonanței de urgență 115/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie este de 2032 lei. Indemnizația pentru însoțitor este de 1626 de lei. Indemnizația socială este de 1281 lei, adică cunoscută sub denumirea de pensie minimă socială, iar indicele de corecție utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei se menține la 1,41. După efectuarea recalculării tuturor pensiilor, la 1 septembrie intră în vigoare noua lege a pensiilor, care va aduce majorări pentru un număr mare de pensionari. Așa cum se precizează în lege, începând cu 1 ianuarie 2024, intră în vigoare doar articolele 46 aliniatul 2, articolul 84 aliniatul 6, articolul 127, articolul 168 aliniatul 2 și articolul 169. Deci, celelalte articole ale legii 360/2023 vor intra în vigoare începând cu luna septembrie. Aceste articole la care am făcut referire sunt cele legate de valoarea punctului de pensie, mai este o modificare legată de termenul de contestație care a deciziilor noastre, care s-a majorat de la 30 la 45 de zile. Deci toate celelalte articole vor intra în vigoare în luna septembrie, când se va face și recalcularea după noua formulă prevăzută în această lege. Potrivit ministrului Muncii, majorările de pensii se vor face anual în luna ianuarie.